Să rămână bună ziua, mulțumim că ați răspuns invitației noastre la conferința de presă organizată aici, la sediul organizației PNL Roman. O avem invitată și mulțumim pentru disponibilitate doamnei președinte Raluca Turcan, președinte PNL și șef de grup în Camera Deputaților. Avem astăzi, iată, o nouă susținere pe ceea ce înseamnă candidatura domnului Lucian Ovidiu Micu la funcția de primar al municipiului Roman, ceea ce înseamnă că municipiul Roman reprezintă un interes major, este o locație importantă nu doar pentru județul Neamț, nu doar pentru Moldova, fiind centrul geometric, dacă vreți, a regiunii Moldova, ci și la nivel național. Am să-l invit pe domnul președinte, deputat Mugur Cosmanciug, al filialei Neamț, să vă adreseze și domnia sa salutul de bun venit la conferința de presă și ulterior, sigur, doamna președintă Raluca Turcan, care va prezenta punctul de vedere a domniei sale, cu toții alături de Lucian Ovidiu Micu, actualul primar al municipiului Roman și viitorul de pe data de 12 iunie. Domnule președinte. Mulțumesc frumos! Bună ziua, vă spun și eu în această formulă, la această conferință de presă. Mulțumim că sunteți alături. Salut și eu pe această cale prezența doamnei președinte Raluca Turcan, alături de organizația PNL Neamț, alături de candidatul Lucian Ovidiu Micu. Consider, cum am spus-o și cu alte momente, că ceea ce am promis arătăm că se poate și ne ținem de cuvânt. Adică domnul primar Lucian Micu are susținere și va avea susținere, și aici vorbim nu doar despre persoana dumnealui, ci despre municipalitate. Despre o comunitate care trebuie să găsească aceeași deschidere, aceeași susținere pe care a avut-o și în perioada în care a fost condusă de către domnul Leureanu. Dacă în alte momente am putea spune, mult a fost, puțin a rămas, cred că ar trebui să spunem, de luni abia începe. Pentru Lucian Micu, viitorul pentru Roman 2020. Proiectul Roman 2020 este un proiect pe care PNL Neamț, organizația PNL Roman, l-a gândit în 2016, îl continuă și îl va și implementa prin persoana domnului Lucian Micu. Cum cu noi sunteți obișnuiți mai des în conferințele de presă, cred că cel mai potrivit este să intervină doamna președinte și, bineînțeles, domnul primar Lucian Micu. Vă rog, doamna președinte. Bună ziua, bine v-am găsit. Am venit cu mare drag în Roman din mai multe motive. Odată, pentru că am convingerea fermă că municipiul Roman are nevoie în continuare de un primar foarte bun. Un primar care să pună interesele romașcanilor pe primul loc, un primar care să cunoască cum să atragă fonduri europene și care să se concretizeze în proiecte pentru cetățeni, un primar care știe să facă investiții publice și private, să creeze locuri de muncă și să aducă bunăstare aici, la nivelul municipiului, și de asemenea un primar care este într-o echipă excepțională cu multe realizări și dovezi de bună practică cu colegul meu deputat, Laurențiu Leureanu. Al doilea motiv pentru care sunt aici este acela pentru a spune romașcanilor că le mulțumesc foarte mult pentru votul politic pe care l-au dat Partidului Național Liberal la alegerile care au trecut. Prin votul lor au trimis în Parlamentul României parlamentari foarte buni. Pe Laurențiu Leureanu l-a menționat și cât de bun a fost la primăria municipiului Roman, pe atât de bun este și în Parlamentul României, prin proiecte, prin inițiativă, prin implicare. De asemenea, îi felicit și pentru colegul Mugur Cosmanciuc, președintele organizației PNL Neamț, pentru modul exemplar în care știe să servească în Parlamentul României interesele romașcanilor. De asemenea,
și domnul senator Țapu este un parlamentar foarte bun de neamț, care a ajuns în Senatul României și cu sprijinul romașcanilor. Așadar, ce am vrut să menționez este că Partidul Național Liberal are o echipă puternică în Roman și Neamț. Partidul Național Liberal are la nivel de administrație publică locală exemple de bună practică și de proiecte în beneficiul direct al cetățenilor. Laurențiu Leoreanu a fost un astfel de exemplu. În Partidul Național Liberal există primari de municipii, reședință de județ, care de asemenea sunt exemple de ceea ce înseamnă dezvoltare locală prin proiecte. Sunt exemple prin care transmitem și impulsul cetățenilor români de a încerca să-și construiască aici, în țara noastră, viitorul, prin locurile de muncă create, puse la dispoziție. Evident că ar avea nevoie și de sprijin mai mare politic și mă uit spre Consiliul Județean din Neamț, care ar putea să privească direct interesul locuitorilor județului Neamț și să sprijine acolo unde se pot face proiecte care să-i țină în țară, să-i țină aproape pe romașcani, pe locuitorii județului Neamț, pentru a trăi alături de familiile lor și a putea să prospere zi de zi. Lucian Micu este un om care astăzi m-a convins că știe exact unde să pună degetul pe fiecare cartier, pe fiecare zonă din municipiul Roman, astfel încât să rămână proiecte. Proiecte care să-i facă mândri pe romașcani și să le crească nivelul de bunăstare și de speranță că își pot face viața frumoasă aici, în municipiul Roman. În același timp, al treilea motiv pe care îl am pentru vizita mea aici și susținerea pe care o acord colegilor din Neamț este și pentru a-i ruga, în special pe romașcani, să privească cu mare atenție la ceea ce se întâmplă în România de astăzi. Avem o guvernare PSD cu majoritate lejeră în Parlamentul României de peste 55%, căreia teoretic nu i-ar fi lipsit absolut nimic ca din prima zi de guvernare să servească cetățenii români. Cu ce s-a ocupat guvernarea PSD? Dincolo de frauda uriașă de încredere, prin care în campanie au promis nenumărate lucruri și care acum rămân pe lista de așteptare, din prima zi de guvernare s-au concentrat pe salvarea și beneficiul direct al celor din clientela politică de la vârf. Prima mutare făcută de guvernul PSD, cu această majoritate solidă în Parlament, a fost să-i albească dosarul lui Liviu Dragnea. Nu le-au promis romașcanilor lucrul acesta în campania electorală. Următoarele mutări s-au concentrat pe schimbarea șefilor parchetelor. S-au schimbat pe crearea unui propriu serviciu de informații la DGIPI. S-au concentrat pe acapararea unei piețe a comunicațiilor de 4 miliarde de euro. Toate aceste decizii luate de PSD n-au fost promise în campania electorală. Mai mult decât atât, atunci când a trebuit să ofere proiecte pentru țară, s-au blocat iremediabil. Avem o lege a salarizării care va duce în timp, din nefericire, la haos legislativ, la unele diminuări de salarii, la concedieri, la procese pe care oamenii le vor intenta pentru a-și câștiga drepturile și avea condiții de salarizare egale cu alții din sistemul public care au aceeași pregătire și aceeași experiență și la o povară din ce în ce mai mare pe mediul de afaceri. Sistemul public de salarizare, da, avea nevoie de o lege a salarizării unitare, dar avea nevoie de o lege care să asigure unitatea, echitatea și performanța în sistemul public de salarizare, astfel încât sistemul public să nu fie, așa cum o denumesc unii, mai puțin academic, o vacă de mulți pentru cei care populează
sistemul public de salarizare, ci într-un reper de eficiență și de servicii în interesul direct al cetățenilor. Așa cum o primărie trebuie să funcționeze sănătos și eficient pentru cetățeni, la fel sistemul de educație, sistemul de sănătate, sistemul de apărare și de ordine publică trebuie să funcționeze stimulativ și eficient în folosul cetățenilor români. Închei spunându-vă că mi-aș dori sincer ca romașcanii să transmită, odată cu alegerile din 11 iunie, câteva mesaje la nivel național. Primul, să fie acesta că știu să-și aleagă omul potrivit la locul potrivit. Și Lucian Micu este omul potrivit pentru a continua proiectele bune pentru romașcani la primăria municipiului Roman. De asemenea, romașcanii să transmită mesajul la nivel național că doresc să rămână în continuare un brand pentru Moldova, că doresc să sancționeze abuzul de putere și de fățărnicie pe care PSD îl generează la nivel național și județean, aici, în județul Neamț, și de asemenea că își caută parteneri pentru a lega în cele din urmă, prin decizii politice corecte, Moldova de Ardeal și de Vest. Moldova nu mai poate rămâne o insulă separată unde sărăcia se răspândește din ce în ce mai mult și unde există oaze de bunăstare datorită unor oameni potriviți la locul potrivit. Moldova are nevoie de o susținere politică prin decizie politică înțeleaptă de proiecte naționale care să o lege de căile și de sursele de bunăstare. Și aici, dacă vreți, este provocarea Partidului Național Liberal ca prin ceea ce va face la nivel național, după alegerile interne, prin redobândirea forței politice, să servească interesele acestei țări pentru bunăstarea românilor. Bună seara tuturor! Vreau să le mulțumesc încă o dată colegilor mei, domnilor parlamentari, domnului președinte Mugur Cosmanciuc, domnului deputat Laurențiu Leoreanu, doamnei președinte Raluca Turcan, pentru susținerea pe care mi-au arătat-o pe toată perioada acestei campanii. E o susținere pe care o simt foarte, foarte bine, mă bucură și în același timp mă și motivează foarte mult pentru aceste ultime zile pe care le mai avem la dispoziție, pentru a-i convinge pe romașcani, în primul rând, să iasă la vot. Și, desigur, mai departe, să voteze o echipă, o echipă care, în ultimii 9 ani, a performat la nivelul municipiului Roman. Vorbim de o echipă care a schimbat cu adevărat fața orașului Roman, municipiului Roman, și aș vrea să-i provoc pe romașcani la un exercițiu de imaginație. Să-și aducă aminte cum arăta acum 9 ani de zile strandul municipal, biblioteca, fântâna din fața hotelului, corpul B de la Roman Vodă, strada Ștefan cel Mare, alte obiective care au fost schimbate radical, pietonalul și așa mai departe, cele 33 de străzi din zona centrală a municipiului Roman. Iată, în doar 10 secunde am exemplificat câteva dintre obiectivele majore care au făcut ca fața Romanului să se schimbe și care poartă amprenta unei administrații performante, o administrație care a arătat că se pot face lucruri, indiferent dacă ai guvernul sau nu de partea ta. Pentru că se exprimă în anumite medii că dacă ai Consiliul Județean, dacă ai guvernul, va curge lapte și miere. Vreau să vă zic că nu e suficient să ai aceste lucruri, e foarte important să fii o persoană dedicată, o persoană implicată. Eu personal am avut de la cine să învăț, am avut un mentor care, alături de care am construit foarte mult în municipiul Roman și de la care am preluat o serie de obiective care trebuie duse la îndeplinire. De aceea cred eu că romașcanii pot alege o persoană în deplină cunoștință de cauză, o persoană care se poată duce mai departe aceste proiecte pe care le-am început încă din 2016 și pe care le-am adus la cunoștința romașcanilor prin acel proiect Roman 2020, care în acest moment se află în plin lucru. Parte din aceste proiecte
se află în execuție, parte se află în stadiul de licitație, iar o parte se află în partea de, în zona de studii de fezabilitate. Drept pentru care îi invit pe romașcani să mă voteze, mă vor regăsi pe poziția 3 pe buletinul de vot și sunt convins că de luni încolo vom începe un nou capitol în ceea ce privește activitatea în primăria municipiului Roman, cu un primar care să aibă votul romașcanilor și care acest primar, alături de colegii parlamentari, să poată duce Romanul acolo unde este locul și mândria aceasta de a fi romașcani să fie dezvoltată și să fie sădită cu atenție în inima fiecăruia dintre noi, astfel încât să readucem Romanul ceea ce a fost odată în vremuri de demult. Sunt convins că alături de colegii mei și parlamentari și colegii consilieri locali și consilieri județeni vom reuși să aducem o victorie frumoasă aici la nivelul municipiului Roman și să facem pe cei din conducerea centrală a partidului pentru rezultatele pe care le vom obține. Vă mulțumesc! Aș vrea să mai spun eu un lucru, să-l completez pe Lucian. Alaltăieri s-a împlinit un an de la alegerile locale. A trecut un an peste primării, peste Consiliul Județean, având puterea județeană. Ce s-a întâmplat în aceste primării? Unde este dezvoltarea? Ce proiecte au venit? Că mulți spun, dacă n-ai Consiliul Județean, vreau să vă spun că primari din PSD sunt foarte supărați și spun că au așteptat cu mare speranță că, având o conducere politică din aceeași familie, vor putea să-și dezvolte comunitățile. Vă spun cu toată deschiderea și cu toată sinceritatea că am avut discuții cu unii dintre primari care sunt foarte supărați că a trecut un an și nu s-a întâmplat nimic. Până la urmă trebuie să ne învățăm că atunci când promiți să te ții și de cuvânt și să nu promiți mai mult decât poți face. Pentru că a crea chimere este la fel de periculos cu a nu face nimic. Ceea ce s-a întâmplat și cu promisiunea cu legea salarizării, unde toți au așteptat-o și noi am spus de la început Partidul Național Liberal că România are nevoie de o lege unitară a salarizării. Până la urmă, în 3 zile s-a schimbat sensul acestei legi. Nu mai primesc nici profesorii, nici medicii, nici funcționarii, nu mai primesc de la 1 iulie. S-a votat doar pentru demnitari, urmând ca 2018 să rezolve. Dar și acolo, nici acolo nu începe anul de la început cu 1 ianuarie, ci undeva de prin martie. Și probabil dacă nu o să fie, o să fie amânați până la rectificare. Și după rectificare o să se analizeze ce o să se poată face. Eu cred că e nevoie de predictibilitate și atunci când dai o speranță oamenilor, este o crimă să o înșeli. Dacă aveți întrebări, dacă aveți dumneavoastră. Da. Pentru toți domnii parlamentari, aș vrea să vă faceți fotografia ceea ce se întâmplă în PSD la ora actuală, când se pare că există o latură din interior care subliniază puterea și vor să dărâme guvernul grindeanu. Credeți că este posibil așa ceva și cât este de verosimil această variantă prin care vor arunca un Este clar că domnul Liviu Dragnea a pus gând rău domnului Grindeanu și actualului guvern. Este evident pentru toată lumea. Liviu Dragnea și-a dorit un guvern al său care să facă ceea ce își dorește domnul Dragnea, în primul rând, ceea ce ține de interesul direct al domnului Dragnea. Acum vor să schimbe pentru că se pare că nu e suficient de docil pe cât și-ar fi dorit domnul Dragnea. Le este însă teamă să își dărâme propriul guvern și probabil că au recurs la tactica de a pune o asemenea presiune pe Sorin Grindeanu încât să-l determine să-și dea demisia. Ar fi de râsul tuturor, probabil, în PSD să depună PSD-ul în frunte cu Liviu Dragnea o moțiune de cenzură împotriva guvernului Liviu Dragnea. Și atunci, ca să nu strânească chiar ropote de râs, au ales varianta unor presiuni mediatice și publice incalificabile. Din punctul meu de vedere, oameni politici care recurg la astfel de
tehnici împotriva propriilor lor colegi de partid, ar merita să părăsească politica pentru toată lumea. Cred că domnul Dragnea ar merita o comisie de anchetă pentru el însuși. Și poate că cei din PSD, din Parlament, ar trebui să se gândească cum să îi transmită niște mesaje de sănătate și de bine domnului Liviu Dragnea. Și când mă refer la sănătate și la bine, mă refer să-i transmită domnului Liviu Dragnea că problemele personale nu pot fi confundate pentru nimic în lume cu problemele legate de țară și de partid. Nu pot fi confundate. Un lider politic nu face o asemenea greșeală. Liviu Dragnea a făcut această greșeală capitală pentru PSD. Și sper ca cei din PSD să înțeleagă mai repede sau un pic mai târziu, dar nu prea târziu, că un om precum Liviu Dragnea chiar nu poate să-i conducă și nu merită să-i conducă. Așadar, dacă este să apreciez într-un singur cuvânt, aș spune incalificabil demersul președintelui PSD de a-și sabota propriul guvern și proprii colegi de partid. Așa cum domnul deputat Colmaciu, domnule deputat Leoreanu, așa cum cunoaște situația din Neamț, unde credeți că va merge domnul Arsenie spre Liviu Dragnea pe care l-a flancat mai întotdeauna sau spre premierul Grindeanu care care spunea că are relații deosebite și care spera să-l aducă acum în campania electorală la România, pentru că n-a mai venit, nu se știe din ce motive. Cum vedeți parcursul acesta politic al președintelui Arsenie? Am să răspund la, și la întrebarea precedentă și la întrebarea de acum. Cred că după ce domnul Dragnea a obligat un guvern să dea acea ordonanță 13, un guvern care a conștientizat că a lucrat împotriva poporului, în momentul de față, primul ministru a conștientizat și nu și-a asumat o lege a salarizării care este greșită. Și doar câțiva oameni din guvern îl mai ascultă pe domnul Dragnea. Cred că fiecare instituție trebuie să funcționeze conform Constituției și cel care conduce guvernul să-l conducă cu adevărat. De aceea cred că în momentul de față domnul Grindeanu poate să dea dovadă că este prim-ministru sau nu este. Legat de ce ați întrebat dumneavoastră, cred că nu va fi nici, nici. Pentru că, treptat fiecare își va da seama și va alege. Adică fără. Fără Ionel Arsenie. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș spune că spre cel care vântură mai tare portofelul. Nu, numai că încă nu e finalizată conducta prin care voi să trimite ei fondurile. Nu. Eu cred că nici nu este problema noastră ce va face domnul Arsenie din punct de vedere politic. E problema PSD-ului și pe mine prea puțin mă interesează. Aș vrea să vă spun că, iată, se confirmă alte lucruri și mă bucur că este și doamna președinte aici. Atunci când am propus eu în grup chemarea domnului ministru de finanțe la ora guvernului pentru a ni se explica sustenabilitatea legii unitare a salarizării. A fost refuzat, sigur, tot la decizia de partid și mai mult decât atât. Vreau să vă spun că astăzi am simțit cu toții și știam, ori pe surse, ori ce mai scăpau de la unii și de la alții, că s-a fisurat turnul de filde și a ruginit lanțul de iubire. Dar astăzi domnul Liviu Dragnea, de la tribuna Parlamentului, a declarat că are o supărare și vor analiza în PSD, pentru că nu se cade în Camera Deputaților, lipsa de la susținerea legii a premierului Grindeanu și a ministrului de finanțe, Ștefan Viorel, cu toate că ministrul muncii obținuse de la ministrul de finanțe promisiunea că va veni în sală. Acest lucru l-a confirmat domnul Liviu Dragnea astăzi. Deci este evident că cei doi au realizat practic că se intră într-o sarabandă a unor decizii care la un moment dat vor putea pune în pericol chiar țara. Drept pentru care nu au venit să susțină astăzi, măcar prin prezență,
Mai mult decât atât, la invitațiile noastre nu au venit să explice, pentru că ce să-i explici că nu există? Și iată că la momentul de față există o supărare pe față a liderului Partidului Social Democrat, anunțată în plenul Camerei Deputaților, spunând că zilele următoare va chema, va sta de vorbă cu acești miniștri și va lua și o decizie. Prin urmare, se confirmă că acolo unde există o răspundere și probabil domnul Ștefan Viorel, ministrul de Finanțe, realizează, având calculele făcute, având un semn de întrebare asupra sustenabilității acestei legi, ba mai mult pasul înapoi făcut de guvern pe legea unitară a salarizării, care era anunțată a se merge cu 1 iulie cu aceste majorări, și făcând acest pas înapoi și răspândind neîncredere, dacă vreți, în rândul românilor, o îndoială majoră cu privire la deciziile politice. Acum ne s-a trâmpițat foarte mult că programul de guvernare este asumat, este Biblie și va fi respectat de guvern. Poți respecta lucruri concrete, lucruri predictibile, lucruri care au asigurată sustenabilitatea și durabilitatea. Acolo nu, unde nu, oameni care mai au în dânsii o urmă de demnitate, de onoare, vedeți că nu subscriu la astfel de decizii politice. Ce ar fi buget local, majorarea aceasta pe care ar primit-o spre teritoriu, majorarea salariilor din sistemul bugetar? Am impresia că și pe ultimele majorări de bugete locale au avut ceva de suferit. Da, după ultima majorare, bugetul de investiții al municipiului Roman a fost privegit de 65 de miliarde de lei vechi pentru acest an, o sumă destul de importantă, tot așa pentru a aloca o serie de majorări a sistemului, a salariaților din sistemul bugetar, fără a da și resursa și fără a indica și sursa de finanțare pentru acest lucru. Noi suntem de acord că salariații din sistemul bugetar, cel puțin cei din administrația publică locală, sunt printre cei mai prost plătiți. Însă, în același timp, aceste majorări salariale trebuie făcute și cu indicarea surselor de finanțare, astfel încât nu trebuie să arunci tot pe umerii primăriilor, tot pe bugetul local și aceste categorii de cheltuieli. Și hai să spunem că, până la urmă, municipiul Roman a mai rămas și cu un fond de dezvoltare, dar sunt primării, poate primării mai mari din România, care au în subordine și instituții de cultură, și vreau să vă spun că veniturile proprii ale acelor primării sunt mai mici decât cheltuielile cu salarii în urma acestor majorări salariale. De aceea lucrurile trebuie făcute responsabil. Noi nu suntem împotriva majorării salariaților din sistemul bugetar, în special cei din administrația publică locală, însă aceste lucruri trebuie făcute rațional și cu indicarea surselor de finanțare. Doamna Turcan, cum vedeți congresul? Privesc spre congresul din 17 iunie cu maximă încredere și cred că miza acestui congres este unitatea Partidului Național Liberal și atragerea tuturor energiilor pozitive din PNL și din afara PNL. Cred că sunt foarte mulți oameni care au fost apropiați de Partidul Național Liberal și care din diferite motive s-au îndepărtat. Fie n-au mai avut încredere, fie au găsit alte speranțe în alte formațiuni politice, fie pur și simplu au fost total dezamăgiți de performanțele politice în general. Și atunci Partidul Național Liberal, după 17 iunie, are această provocare. Ce este bun în Partidul Național Liberal, valorificat și valorificat la decizie, astfel încât să fie îmbunătățită decizia partidului și să atragem spre Partidul Național Liberal grupuri, segmente de oameni care structural sunt compatibili cu PNL și care privesc cu încredere spre PNL. Mă refer la medici, profesori, oameni de afaceri, oameni de cultură. Deci congresul din 17 iunie reprezintă o mare provocare pentru PNL și sunt două căi, să știți. Fie ieșim întăriți, fermi, responsabili, astfel încât să ne conturăm ca alternativă clară la PSD și opțiune fermă pentru
cei care vor altceva decât PSD în țara aceasta, fie să ieșim slăbiți, măcinați de lupte interne, fără responsabilitate asumată. Eu cred că vom alege prima cale. De la această masă, candidați la șefierul partidului, vorbim acum de linia voastră, linia antiștiinței. Eu am afirmat că îmi doresc să președinte să iasă persoana care adună cele mai multe energii pozitive din partid și de asemenea cred că experiența mea politică și performanța electorală dovedită în fruntea unei organizații pe care am transformat-o într-o echipă și familie politică, aș spune chiar, să fie valorificate de către partid și cred că într-o funcție de prim vicepreședinte aș putea să valorific aceste aturi pe care în momentul de față pot să spun că le am în politică. Eu consider că față de această întrebare voi putea să dau un răspuns la începutul săptămânii viitoare, când cred că este cel mai potrivit. La fel și eu, ca obiectiv avem 11 iunie. După aceea vom discuta și vom analiza lucrurile. Obiectivul nostru numărul 1 este câștigarea primăriei municipiului Roman prin primar Lucian Ovidiu Micu. Dar v-aș mai spune un lucru. Apropo de această întrebare, eu cred că Moldova are nevoie la decizia politică a Partidului Național Liberal de mai mulți colegi liberali buni. Pentru că în felul acesta și viitorul primar, actualul primar Lucian Micu, va avea o echipă politică din ce în ce mai puternică. Așadar, în mine, ei vor avea un sprijin de a se regăsi în decizia politică a Partidului Național Liberal să poată să completeze echipa administrativă de aici, din Roman. Și sincer, îmi doresc ca romașcanii pe 11 iunie să meargă la vot și să aleagă acest om din această echipă politică care își dorește cu adevărat ca romașcanilor să le fie mai bine. Nu. ASN versus PNL sau versus nu. Roman? Nu. Noi vorbim aici despre o relație instituțională. Romanul este un municipiu important și în județ și în Moldova, care trebuie să fie respectat. Nu vorbim despre oameni care vremelnic sunt în conducerea... Dacă îmi permiteți și nu vreau să întreb, dar aș defini-o în felul următor. Domnul Arsene a refuzat să aloce bani pentru spital în anul 2016, când a fost solicitat acest lucru de către consilierii județeni liberali din Roma. Cred că acesta este modul în care s-a raportat Consiliul Județean și domnul Arsene. Și ne-am discutat singuri. Față de noi înșine. Au mai fost și înainte și după, cred că, și alte solicitări față de obiective importante, iar răspunsul a fost... Nu. Deci cazul avarii cu apa când Consiliul de Senat n-au nicio reacție. Nici măcar n-au avut nicio reacție publică ca și instituție și nici n-au desemnat vreun reprezentant care să fie la fața locului. Dacă îmi permiteți, domnul primar, apreciez că ceea ce s-a întâmplat sâmbătă fiind o sincopă a societății sau, Doamne ferește, de o făcătură politică. Și de ce spun Doamne ferește, dar oricând mă pot gândi? În Piatra Neamț, în luna ianuarie, a fost un exercițiu care a curs după aceeași idee. În urma căreia se solicita, dacă țineți bine minte, demiterea domnului primar Chitic. Nici atunci și nici acum nu s-a întâmplat decât un singur lucru. Fiecare din cei doi primari și-au făcut foarte bine treaba, iar cei care erau cu adevărat responsabili și vinovați nu au dat niciun semn de interes față de populație. Eu aș vrea să vă corectez un pic aici. Au dat un semn. Au dat un semn prin a trimite corpul de control a prefectului.
Imediat cum a început săptămâna, a venit corpul de control, fiind convins că va găsi aici, la Roman, ceva neregulă. Au verificat toate documentele. A venit o echipă de control și au găsit toate documentele în ordine. Mai mult decât atât, avem, se spera că nu există hotărâre de Consiliu, se spera că nu există certificat de urbanism eliberat conform legalității, că nu sunt respectate toate avizele. Toate au fost găsite, toate sunt la locul lor și mai mult decât atât, toate au fost respectate cu ceea ce s-a indicat pe ele. Adică Primăria Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și decizia primarului de atunci, a respectat legislația. Mă bucur că s-au convins de acest lucru și mă bucur încă o dată că am ieșit întăriți și că lucrurile au ieșit la iveală așa cum s-a putut vedea. În rest, într-adevăr, alte semnale nu am avut. Ultima chestie era că primarul a trebuit să știe pe unde trec toate conviunturile de dorat. Apaser nu. Să știe. Da. Da. Dar două întrebări. Vi s-au spus dacă există harta pătului care acea conductă era acolo? Eu am văzut personal schița care era anexă la avizul la Apaserv. Nu era relefată sub nicio formă aceea de conductă de 400 de milimetri, nici măcar nu știau de existența ei. Mă rog. Prima întrebare. Ar putea suna că a venit din partea Radio Elevan, dar asta este, dacă totuși PSD-ul decide să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, ce face PNL-ul? PNL-ul deja face multe. În primul rând, după dezastrul electoral de anul trecut, vă spun imediat, deja facem multe, pentru că dacă m-ați fi întrebat acum un an de zile ce ar face PNL-ul, v-aș fi dat un alt răspuns. Acum sunt mai optimistă că trebuie să își asume să servească românii. Și vă spun și de ce. După dezastrul electoral am făcut o analiză, am văzut ce n-a mers. Tot ceea ce n-a mers încercăm să corectăm și două soluții sunt evidente pe care deja le urmărim. Una, să reconectez decizia cu baza partidului și să impulsionez partidul și a doua, să sprijin în decizia politică, inclusiv în perspectiva reprezentării în funcții publice, a mai multor oameni profesioniști, implicați și integri. Așadar, dacă după alegerile din 17 iunie vom ieși întăriți într-o echipă profesionistă care să aibă și să ofere garanția că poate da o guvernare mai bună decât a PSD-ului, da, ne vom asuma. Dar ar fi de râsul curcilor să vedem întâi PSD-ul că depune moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Dacă aș vedea-o și pe asta, aș spune da, PSD-ul poate să ofere orice tablou României. Mă doamne, întrebare să spun domnului Toatul, nu știu, domnul Amicu, sunteți domnului că este cumva acuzat de contracandidatul principal, că e un fel de continuare a dumneavoastră, că nu aduce nimic nou, dar totuși, cum zic, ne uităm de oameni de nici nu există. Care considerați că ar fi aturile domnului Micu față de Față de mine. Plecăm de la T0 V0. La momentul când eu am intrat primar al municipiului Roman, nu aveam experiența administrativă pe care o are Lucian Micu acum. La momentul derulării primului mandat, când deja au început lucrurile să se vadă în Roman, nu aveam la acea învergură. Veneam cu o experiență din director de colegiu de 11 ani de implementarea unor proiecte europene, dar de misiune mai mică. Nu aveam această învergură. Lucian Micu o are. A fost mereu lângă mine, am lucrat împreună, cunoaște ce s-a făcut, știe cum s-a făcut, știe ce trebuie să se facă. Are un mare atur. Faptul că este un continuator a ceea ce am făcut eu aici la Roman în cei 9 ani, eu zic că este un atur pentru Lucian Micu și nu un minus. Mai mult decât atât, Lucian Micu duce mai departe și se vede deja proiectele pe care eu le-am început, le consolidează pe cele care s-au desfășurat și deja are în pregătire și altele. Eu zic că acest lucru, dacă îl folosesc ca pe un punct slab din punctul lor de vedere, este un punct tare pentru noi, pe care romașcanii îl apreciază și pe care îl susțin. Acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc.
Da. Eu personal nu am auzit aceste atacuri virulente, așa cum le spuneți dumneavoastră. Nu sunt sau... virulente, dar eu spun că da. Dumneavoastră nu poate decât să continuați. Da. Foarte bine. E foarte bine ceea ce fac, chiar nu reproșez absolut nimic. Și, într-adevăr, sunt de acord cu domnul Leoreanu. Zic eu că am avut 5 ani în primăria municipiului Roman, 5 ani în care am putut să acumulez foarte mult. Îi mulțumesc, în primul rând, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și, încetul cu încetul, mi-a dat pe mână proiecte foarte, foarte importante, care m-au ajutat să mă dezvolt la nivel personal și care acum sunt foarte utile. Inclusiv pot să spun că prin prisma acestei experiențe am reușit să gestionez foarte bine și această situație a avariei, pentru că în vreme ce alții stăteau prin terase, prin sedii de partide și comentau pe Facebook și emiteau comunicate, eu eram la locul unde s-a petrecut avaria și mai mult decât atât, împreună cu subprefectul Iulian Jugan am dispus distribuirea de apă menajeră și apă potabilă în 9 zone de oraș. N-am văzut pe nimeni altcineva să vină măcar cu un pahar de apă să-l dea romașcanilor. De aceea zic eu că aici mi-am și demonstrat capacitățile mele de a acționa în situații de criză, pentru că așa e ușor să vii, doar să povestești de pe margine, să spui cum ai acționat tu sau cum ai face tu. Dar când ești pus în fața unei situații de criză, abia atunci îți demonstrezi abilitățile și de aceea eu vreau să-i mulțumesc domnului Leoreanu că mi-a dat șansa să învăț tot ceea ce am învățat în cei 5 ani de administrație publică. Și faptul că continuă e un lucru bun și printr-o evaluare. Să ne aducem aminte că la a treia evaluare a mea, a treia candidatură de astă vară în municipiul Roman, am luat cel mai mare scor a unui primar de municipiu din România, ceea ce înseamnă că la evaluarea romașcanilor am luat o notă foarte bună. Această notă înseamnă că întrunesc aprecierea romașcanilor și ei apreciază pozitiv ceea ce am făcut. Așa încât unde să se ducă în altă, în care parte, decât în cea pe care romașcanii au validat-o prin vot. Detașat privind înainte de a închide, cred că față de ce ați întrebat, ar aș putea să spun, cred că le încearcă o mică gelozie, că nu este dumnealui cel care continuă. Mulțumim. Vă mulțumim frumos și vă urim o zi bună.